Împreună am fost la ședință în primărie și cu domnul primar și am spus foarte clar lucrurilor. Băi, oameni buni, dacă nu se poate, hai să nu ne încurcăm, pentru că acum e o situație de moment, dar situația aceasta, dacă nu e privită cu pragmatism și cu profesionalism, se poate agrava. Noi ne putem desprinde foarte frumos și să mergem mai departe cu un operator regional care are forța, puterea și priceperea să dezvolte astfel de proiecte importante pentru municipiul Roman. Vă informez că Apa Serv nu are pe acest poim niciun ban alocat prin refacerea rețelelor de apă existente. Primăria Roman a prins, va prinde și la anul. V-am spus ce s-a făcut și înainte. Deci noi, Partidul Național Liberal, și nu vreau să politizez acest lucru, dar pentru că PSD-ul a ieșit așa cu o nonșalanță de Sfânta Fecioară, dând anumite semnale cum că ei sunt partea bună a lucrurilor, dar ne producând nimic și aflându-se practic la originea acestui demers, vreau să așezăm lucrurile cum e firesc și normal. Demersul nostru e de a căuta în continuare soluții. Am fost pe telefoane, toți trei, permanent, cu operatorul, seara. O spus, da, facem niște branșamente. Bă, oameni buni, faceți branșamente, într-adevăr. Este o vorbă, știi, nu poți să faci ochiuri fără să spargi ouă. Eu sunt de acord, dar puteau fi fixate niște ore în care să se lucreze, astfel încât orașul să poată beneficia de o minimă cantitate de apă pentru care să-și asigure acel confort minimal, să se spele, să o rufă. Nu poți să paralizezi orașul 3 zile cu irresponsabilitate, cu un punct de vedere pur tehnic, fără să te gândești la componenta socială. Toate aceste lucruri, aceste demersuri și aceste presiuni au făcut să termine în cele 3 zile, că probabil dura o săptămână dacă nu era presiunea pusă de noi pe operator. Dar numai că lucrurile noi nu vedem că s-au finalizat aici. Eu văd problema destul de spinoasă în acest moment și avem soluții, dar e important să fie deschiși la soluții. Vor să meargă mai departe, au un plan de investiții și stau bine din punct de vedere financiar. Ceea ce eu vă spun, că nu stau bine din punct de vedere financiar, se poate construi, dacă nu, hai să nu ne încurcăm. Pentru că aici nu vorbim de un mof sau de o pretenție politică a cuiva, vorbim de soarta unui oraș de peste 60.000 de locuitori. Vă mai spun încă un lucru, să știți că cantitatea de apă pe care ei au livrat-o în urmă cu 6-7 ani e aceeași cantitate de apă pe care o livrează și astăzi. Dau pe pierderi. Pierderile nu sunt, cum spune, la 70%. Au fost 67-68% înainte de a începe atunci din primul mandat și în al doilea investiții. Dar acum pierderile sunt în 57%. Cantitatea de apă e aceeași extrasă. Dânsii își spun așa, pe noi ne interesează să vindem cât mai multă apă și au conectat la conducta orașului și alte comunități și alți operatori economici, fără să ceară și un accept. Pentru că noi vorbim așa, avem o conductă pe care livrăm o cantitate de apă. Da? Cantitatea asta de apă în conductă nu se umple. Din puțuri se extrage ce se extragea și acum 5-6 ani. Pe care de consecință apa se livrează în altă parte, că eu zic, noi suntem interesați, așa ne-am spus, eram împreună în ședință, suntem interesați doar din punct de vedere economic, Apa Servul să adune cât mai mulți bani. Da, voi prestați un serviciu pentru populație. Noi trebuia să fim informați, să ne dăm un accept, că tu conectezi din această conductă și alți beneficiari ai tăi, fără să te gândești dacă debitul necesar mai asigură pe beneficiarul principal, care este până la urmă și cel care a deținut aceste mijloace fixe pe care s-a transferat pe bună credință ca mijloace bune de retur. Ăsta este adevărul. Restul este o poveste, speculație politică a unor și altora care își fâlfâie pardesiile pe străzi și au impresia că sunt specialiști descoperind ei, bacă un capac o fost acoperit. Păi vă aduceți aminte că la telecomunicațiile și toți au avut canale în oraș. Unii dintre ei nici nu știau unde se află. Am pornit în acea vreme o întreagă campanie de a descoperi anumite. Au fost foarte multe canale care erau pe termie. Termia în momentul în care și-a încetat activitatea. Evident acele, pentru că erau un pericol. Aduceți-vă aminte, prin părculețe, pe trotuare, erau un pericol și trebuiau închise. Dar să arunci e foarte simplu cu anatema peste cineva, fără să te gândești că tu practic ești impotent și politic, și tehnic, și economic. Nu ai niciun fel de cunoștință, ci doar încerci să prinzi fluturi doar privindu-i pe sus, nici măcar ne ajungă la ei. Ăsta este adevărul. Dacă aveți întrebări, vă stăm la dispoziție. Înainte de întrebări, cei de la Apa Serv au un al 12-lea ceas, ca să spun așa, tupeu, curajul, neobrăzarea, cum să le numiți, de a veni cu propunere către Consiliul Local, către Primăria Municipiului Roman, cu creșterea costurilor. Creșterea costurilor pe două componente, servicii apă și canal și serviciile conexe pe care ei le au. Astăzi, în ședința de la ora 15, cred că am înțeles bine, domnul primar,
Așa intră în dezbaterea legislativului romașcan, a Consiliului Local, aceste propuneri al lui Apa Serv. Adică după ce tu, toată vara, tu, compania județeană Apa Serv, toată vara ți-ai bătut joc de Roman, după ce în ultima perioadă ai luat apa cu zile la Roman și n-ai asigurat furnizare continuă apei, după ce în fiecare zi, intervalul 13-16, ne ia apa, seara de la 22-30-23 până la 6, în funcție de etajul la care locuim, că dacă stai mai sus, ei zic că ți-au la 23, dar la 22 vă garantez eu că nu mai e. Și noaptea o iei în permanență, zi de zi. Adică ai problemele astea, în ședințele publice au recunoscut cu subiect și predicat că au 70% pierdere pe rețeaua lor de distribuție apei în Roman și nu au investit aproape nimic în ultimii ani de zile, adică de fapt în ultimii ani, de la 2012-2014 încoace, cred că sunt peste 8 ani de zile în care nu au investit aproape nimic, ai curajul să vii cu mările de preț. De asta consilierii locale ai PNL-ului au luat împreună decizia și în consultare și cu domnul primar și domnul deputat să nu voteze astăzi, să voteze împotrivă sau să se abțină la aceste două proiecte. Romașcanii merită în primul rând servicii de calitate, apă continuă 24 din 24 și după aia putem discuta și eventual discuta de prețuri. Oricum, astăzi noi suntem pe locul 4 în România ca standard de cost. Adică avem mai pe românește cele mai mari, suntem pe locul 4 la cele mai mari prețuri practicate de un operator de servicii de apă și canalizare în România. Și suntem la coada clasamentului la ceea ce înseamnă calitatea acestor servicii. Doi la mână, spunea domnul deputat mai devreme, cei de la PSD și nu întâmplător vedeți mesajele care sunt pe tricourile noastre și a colegilor din spate, nu întâmplător avem aceste mesaje că vrem apă, e un mesaj al romașcanilor și rușine Apa Serv, rușine PSD, rușine Ionel Arsene și factorilor decidenți. Pentru că au ieșit cei de la PSD să spună, domnule, a eșuat în accepțiunea lor, bineînțeles, administrația publică locală din Roman, care este condusă de primar liberal. O enormitate, o minciună, o... nici nu pot să o cataloghez decât în termeni mai duri, nu pot în termeni eleganți, pentru că astfel de rațiuni sunt rațiuni meschine doar la un joc politic deșanțat al PSD-ului la Roman. Atâta timp cât o ai pe doamna ONU Năstase Iuliana, membru CEA, activistă de partid PSD înfocată. Avem poze, sunt Facebook-ul, mediile online sunt pline de poze cu ea, cu doamna Bulai, cu domnul președinte Harpa, cu domnul președinte Arsene, la toate evenimentele publice ale PSD-ului. Această persoană este în Consiliul de Administrație al Apa Serv la Neamț cu susținerea PSD-ului. Și de acolo, în loc să miște măcar un pai ca să facă ceva bine pentru Roman, să soluționeze măcar parțial din această problemă, nu face absolut nimic. Iar totuși PSD-ul, cum spunea și Laurențiu, vorbind de funie în casa spânzuratului, vine și când problema e la ei în casă și ei trebuie să o gestioneze și să o rezolve, că au capacitatea. Consiliul Județean e PSD, majoritatea în Consiliul Județean e PSD, agamanii din AGA de la Apa Serv este PSD, ce au e PSD, conducerea operativă, da, directorul de acolo e PSD. Ce să mai spun, directorul de la Apa Serv, domnul Mușat, n-am nimic personal cu el, e fostul lucrător, fostul angajat al domnului Vlase Gheorghe, zis Ginel, cumătru domnului Arsene, celebrul cumătru, care ia toate lucrurile din județul ăsta. Adică a ajuns până acolo PSD-ul încât să-și pună angajații de la firmele lor de casă, unde dau contracte pe bani publici de ordine sutelor de milioane de euro, să-i pună director și la companii, ca să gestioneze și companiile mai strâns, ca să zic așa. Adică au toate pârghile, sunt în mâna lor. Așa cum prevede și contractul la capitolul 6, 7, 8, capitolul 1, pardon, articolul 6, 7 și 8 și capitolul 2, articolul 9, delegarea de gestiune este clară și scrie negru pe alb din punct de vedere juridic, este responsabil de înlocuirea rețelelor, se face compania Apa Serv. Nu trebuie decât un minim de voință și un minim de bun simț față de romașcan din partea PSD-ului și a conducerii Apa Serv. Să aloce sumele necesare, etapizat, bineînțeles, nu vrea nimeni de pe azi pe mâine, că știm că e imposibil, dar următorii 3-4 ani maxim să vină cu un plan de management pentru Roman, să ne explice cum schimbă cei 70% din rețeaua pe care au pierderi, cum o înlocuiesc, care sunt sumele de bani pe care vor să le bugeteze, de unde le iau și să rezolve problema pentru romașcan. Dacă nu vin cu așa ceva în proxima perioadă de timp, atunci avem libertatea să ne legem alt furnizor, al prestator de servicii. De ce? Apa Vital e compania care e vecină cu noi, megieșă cu noi imediat la Iași. Să mai spun un lucru aici, care din punctul meu de vedere e aberant pentru Apa Serv de data asta. Noi, municipiul Roma, suntem la confluența două râuri, Moldova cu Siretu, adică avem două râuri care sunt undeva la 2-3 km maxim de centrul Romanului, 4 km, hai.
și avem stații de captare la Pildești, Simenești și comuna Cordun. Și de aici, la confluența la două râuri, nu avem apă, romașcani. Iar Iașul își aduce și alimentează jumătate, mai bine de jumătate din Iași, se alimentează de la peste 60 de kilometri, adică din comuna Timișești, care e pe rasa teritorială a județului Neamț. Adică Iașul are apă non-stop de la 60 de kilometri sursă de apă Timișești, județul Neamț, iar noi români la confluența la două râuri nu avem apă cu zile. Asta este bătaie de joc. Și în încheiere, Dorel, care a, așa îi spune, Dorel, operatorului care a intervenit pe strada Anton Pan, care trebuia să rezolve în câteva ore ceea ce a rezolvat în peste 48 de ore și ne-a ținut fără apă, acel Dorel are un nume. Dorel se cheamă Ionel Arsă. Mulțumesc frumos! Aș vrea să vă mai fac o precizare, să vă spun, în al doilea meu mandat de primar, împreună cu conducerea Apa Serv de atunci, am reușit să facem lucrări de disipare la puțurile din zona Pildești-Simenești. De atunci încoace nu s-a mai făcut. Ba da? S-au făcut lucrări în 2020, din nou, și am vorbit împreună atunci. Acum, da. Dar de atunci, din 10 ani de zile, n-au mai făcut nicio lucrare de disipare. Atunci, de asemenea, pentru că se blocaseră mai mult de jumătate, am intervenit în 2020 împreună. Era seceta din vară, așa. Dar ei acum, eu recunosc că este și secetă și debitul este micșorat. Dar hai să vedem că cantitatea de apă pe care o extrag este sensibil egală cu ce era acum 5 ani de zile. 2015, 16, deci 17, 18, nu e 18, o problemă 19. Neapărat la cantitatea de apă, ci în modul cum o distribuie și pierderile care sunt. Aici sunt cele două elemente. Și eu vă mai spun un lucru. Bă, fraților, ca orice oraș și în Roma sunt destule probleme care trebuie să rezolvate și gestionate. Dar toate sunt sub un nivel mediu și care pot fi controlate și gestionate pe parcurs. Problema numărul 1 a municipiului Roman este apa. Și ei trebuie să înțeleagă acest lucru. Așa cum la Lusca Sagra avem problema cu podul, unde o comunitate largă din vreo 5 comune, de peste 20.000 de locuitori, trebuie să ocolească 15 km să vină la Roman sau să se întoarcă, să vină la spital sau copiii la școli și nu interesează, așa și la Roman apa. De asta facem un apel și la Consiliul Județean. Dom'le, sunt aceste două probleme. Haideți să aprobați prin hotărâre de Consiliul Local să avem indicatori tehnico-economici și eu promit că ne zbatem la București să obținem din fondul de rezervă al guvernului sau din alocările bugetare la constituirea bugetului pentru anul 2023 în luna noiembrie-decembrie, când se va constitui bugetul, să venim cu amendamente, să alocăm bani pentru rezolvarea acestor probleme. Deci avem și demersul să ziceți, da, domnule, dar și dumneavoastră ziceți ca ceilalți. Nu, noi avem probleme clare. Am inițiat prin Consiliul Local, consilierii județieni din Consiliul Județean Neamț, proiecte de hotărâre pentru acest lucru, nu vrea să le pună pe ordinea de zi. Dom'le, aprobați-le și noi ne zbatem să aducem banii Neamț, să rezolvăm aceste probleme. Nu poți să ceri la nivel național niște fonduri fără să știi cât și pentru ce? Deci ai nevoie de o fișă tehnică, de o notă de solicitare și de indicatori tehnico-economici în baza cărora să facem aceste solicitări. Și noi ne creăm această obligativitate să căutăm fonduri pentru aceste probleme. Dar eu zic că la Roma problema apei e o problemă care ar putea fi gestionată dacă ar fi un interes. Eu vă spun, totul se duce în interes politic și v-am zis, nu vreau să politizez, dar situația este anume creată așa, să creeze o imagine nefastă guvernării locale PNL prin domnul primar Leonarda Chiriloae și să spună ei, uite cum nu se face. Păi frate, nu se face că e la voi în curte. Ia începeți voi demersul și noi ne zbatem să-l finalizăm. Vă rog, mai întrebări, fac o completare, da, că tot am considerat că zona de captare este una din priorități. Știți că am introdus pe lista de proiecte finanțate din împrumut asigurarea frontului de captare și alocarea sumei pentru achiziționarea acestor terenuri pentru care noi plătim în momentul de față peste 100.000 de lei pe an concesiune, astfel reducându-se acea cheltuială și devenind operaționale și putând investi în această zonă de captare o sumă de peste 540.000 de euro care am alocat-o pentru acest obiectiv. Foarte și bun. Sigur, oricând așteptăm acel plan de investiții propus de Apa Serv până pe 15 noiembrie. Suntem dispuși, mai avem la dispoziție din suma aprobată pentru împrumut încă 3.500.000 de euro. Cu un program fezabil care să fie asumat, dar nu de către ce am văzut noi specialiști acum la Apa Serv, ci de către experți independenți care să ne dea cu adevărat prioritatea pentru Roman. Sunt de acord și voi promova oricând o hotărâre de Consiliu în care să alocăm și suma care a mai rămas pentru infrastructura de apă din municipiul Roman. Vă rog întrebări dacă aș vrea să vă întreb eu.
problema aceasta nu este de ieri, de astăzi, este de 14 ani, așa cum ați spus și dumneavoastră, conform contractului. Ați făcut demersuri în tot acest timp, ați fost și dumneavoastră primar, dumneavoastră prefect, în așa fel încât să îi trageți cumva de mânecă, să le arătați că anual nu s-au ținut de acel plan de investiții și de clauzele contractuale. Dar n-au venit niciun plan de investiții distinsă, doamnă. De fiecare dată am solicitat, sunt solicitări și notificări la primărie, așa un dosar. Și eu, așa ceva? Păi noi ne gândim să mergem din nou în instanță și în acest moment aparatul tehnic lucrează tocmai pentru a pune în ordine și într-o coerență cronologică toate aceste notificări, solicitări, discuții, note care s-au încheiat, minute. Și romascani spun, de ce acum când suntem pe un butoi, da, cu pulbere, de ce acum, de ce în 14 ani nu s-au făcut etapizat aceste măsuri? Păi s-au făcut, asta vă spunem, că s-au făcut și am bătut precum la urs în tobă. Despre asta vorbim. Și primăria a încercat ea să facă cât mai mult. Tocmai de aceea a fost demersul nostru din 2019 de a ne desprinde și a merge în apa vital. Și ei n-au fost de acord și ne-au acționat în judecată și ne-au cerut niște sume enorme. Da, da. Păi 30 de milioane înseamnă că ai paralizat orașul ăsta. Nu mai faci nimic 10 ani. Despre asta vorbim. Adică au cerut și au făcut așa niște lucruri tocmai ca să nu se poată. Am înțeles. Bun, voiam să vă întreb concret acum, ce intenționați să faceți? Înțeleg de la domnul primar că ne-a mai spus în conferință că dorește să ducă niște probe în instanță. Știm cum funcționează și în instanță, durează câțiva ani buni, iar problema este una stringentă. Ce ne face? Data, domnul primar, conform Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, ceea ce s-a stabilit acolo, termenul de 15 noiembrie este termenul în care compania trebuie să vină cu un plan concret de acțiuni pentru intervenție, pentru a rezolva această problemă. Totodată trebuie să prezinte care va fi efectul a ceea ce propune, în sensul în care vine cu o investiție de 1 milion, de 2 milioane de euro în rețeaua de apă din municipiul Roman, care va reduce pierderea cu 30% în interval de. Acel lucru concret prezentat de ei va fi analizat și vor fi identificate sursele de finanțare. Și totodată, că spuneam că această companie este o companie județeană, avem aici o comunitate de 60.000 de locuitori, Consiliul Județean trebuie să se gândească că are obligația de a aloca resursă și pentru această zonă a județului Neamț. Pentru că nu am primit la toate solicitările noastre zero finanțare de la Consiliul Județean. Avem proiecte europene în parteneriat cu Consiliul Județean pentru care s-a asigurat la partea de cofinanțare. Am făcut nenumărate solicitări, zero cofinanțare. Cam acesta este rezultatul. Eu vă dau un exemplu. Uitați-vă la ultima rectificare pe care Consiliul Județean a făcut-o. A dat la Roman 100.000 de lei. Iar la Târgu Neamț a alocat 9 miliarde. Da? Târgu Neamț, care de curând Consiliul Local aflat sub tutela PSD, deci vorbim pe fapte, nu pe vorbe, care a decis mărirea prețului la apă la Târgu Neamț. Păi despre ce vorbim? Adică încerc să fii cu unii mumă, dându-le bani, direct, discreționar, cu alții ciumă, ne alocăm la o populație de 4 ori sau 5 ori mai mare decât Târgu Neamț și în același timp încercăm să rezolv problemele cu majorarea prețului apă în comunitățile pe care tu le tutelezi, tu PSD. Adică până la urmă, unde e buna intenție? Unde punem în balanță cea bună și cu cea rea? Vedeți că lucrurile sunt într-o zonă în care trebuie să le vedem corect și oamenilor trebuie să le explicăm corect. Pentru că eu zic că și dumneavoastră, mass media, aveți un rol foarte important. Nu să faceți partipri cu X sau cu Y. Nu. Dar să prezentați lucrurile corect. Dom'le, asta e situația. S-a venit cu documente. Au alte documente să le prezinte, dar vă spun că astea sunt documentele oficiale, înregistrate, cu număr de înregistrare, cu semnături. Deci noi vorbim de pe lucruri concrete, nu povești. Bun, ultima întrebare, am văzut că nu au cărți și ca dovadă au făcut, mă rog, nu are hărți cine? Nu au hărți cei de la Apa Serv, din ce am înțeles. Corect. Înțeleg că nici municipalitatea nu deține o hartă municipalitatea concretă, nu deține rețelele de curent electric, de cu apă, de gaz. Astea sunt problemele fiecărui operator. Urmarea acestui lucru, ieri, mă rog, alaltă ieri când s-a lucrat pe Antompan, dumnealor nu au știut exact unde lucrează. Dacă se vor apuca de modernizări ample, vor ști oare unde s-a apă și ce. Nu, dar zic, în cazul în care noi sperăm romașcanii, da? Sigur, speranța mare ultima. Distinsă, doamnă, ei la Apa Serv, ca să ne înțelegem foarte bine, au un mașinărie, se numește un fel de sonar. Acel utilaj care l-au de ani de zile luat pe proiectul vechi, pe Poimbu, pe postul vechi. Așa. Acea mașină nu are, din câte am înțeles, un operator care să știe să o folosească la adevărata evaluare, din punct de vedere tehnic. Acel utilaj, acea mașină, dacă mergi cu ea prin Roman, îți faci foarte bine treaba și vezi exact care sunt conductele avariate sau cu probleme, fără să mai spargi străzile. Știi exact pe unde mergi, unde trebuie să intervii. Acea mașinărie înțeleg că stă
de ani de zile în depozitul lor și nu este folosită. De ce nu este folosită? Asta întrebare să le puneți lor la Apa Serv. Cu acea mașinărie, dacă ar ști să o folosească și ar scoate-o să își facă treaba cu ea, ar face imediat o radiografie rețele de apă din Roma și știu exact unde trebuie să intervine și unde au problemele. Problema, din punctul meu de vedere, nu e acolo la frontul de captare, pildesime și asta, problema s-a acreditat și în 2020 că e secetă. Da, secetă a fost și atunci, secetă avem și acum. Dar cantitatea de apă care se trage din acele puțuri e aceeași, ca în 2015, 16, 17, 18, 19. Adică nu avem o cantitate mult mai mare atunci și o cantitate mult mai mică acum. Nu, cantitatea e fix aceeași. Problema e la cei 70% din rețeaua publică de transport apă care pierde. Dacă noi luăm o sticlă de apă azi de la magazin de un litru și mergi cu ea acasă și ea e spartă și mai ajunge acasă cu 36% din ea, cu 300 de grame, da? Asta e realitatea, de asta suferim noi. Iar suferința asta se blochează la Apa Serv, care nu investește. De ce nu investește? Pentru că sunt foarte aparatul administrativ, personalul Tesla, etc. Este extrem de încărcat, au aproximativ 600 de angajați, dacă nu mă înșel, 70 ceva, aproape 600 de angajați, care nu știu dacă se regăsesc toți în câmpul muncii acolo efectiv și dacă de toți e nevoie, au încă o grămadă de cheltuieli care nu se justifică și atunci încasările comparativ cu cheltuielile aduc o marjă de profit acolo dacă, nu știu, 200 de mii de lei sau ceva de genul ăsta, 100-200 de mii de lei. Din profitul care ți rămâne, trebuie să mai investești. Nu le rămâne profit să investească pentru că managementul e foarte prost. Până nu se va schimba conducerea Apa Serv Neam sau până nu vom apela la un alt furnizor de servicii, părea mea că problema va fi extrem de greu, dacă nu aproape imposibil de rezolvat, de actuala administrație a CJ-ul Neamț, Ionel Arsene și camarila sa politică de la PSD, plus acești angajați pe care și-a pus cu mâna la Apa Serv. Asta este o părere clară, reală și concretă. Vă mulțumim frumos! Spuneți-mi, vă rog, câți angajați Apa Serv sunt în momentul ăsta aici în clădire, dacă știți, domnul deputat? Bă, eu cred că aici sunt dispeceratul și câțiva funcționari, cred că jur de 10-15. În condițiile astea de 10-15 oameni, vi se pare util protestul ăsta? N-ați greșit sediul? Nu, dar noi mergem de aici și la Apa Serv Piatra Neamț. Nu ne oprim cu protestul aici. Și la Consiliul Județean. Dar am luat-o step by step. Pentru ca oamenii, tot astăzi, de aici plecăm la Piatra. Deci lucrurile să fie foarte clare și foarte concrete. Tragem un semnal de alarmă. Noi nu am venit să dăm cu parul în capul nimănui. Dar noi vrem soluții pentru perioada imediat următoare, pentru că ne zbatem de 10 ani. Și administrația locală a făcut în această perioadă tot ce a stat în putere. Dar tot ce a stat în putere. Iar mai departe, ceea ce face operatorul, se arată clar că este în situație cu totul și cu totul dificilă. Eu am mare îndoiel că va putea să gestioneze următoarele ani această problemă. Legislativ nu se poate modifica nimic, poate legislația este proastă, mă gândesc, de ne permite unui operator să țină o statică cu un județ întreg. Nu e vorba de legislație aici, este vorba despre acel proiect european în valoare foarte mare, de peste 100 de milioane de 2 milioane de euro, din care partea Romanului a fost peste 21 de milioane de euro și prin care ei spun așa, da, dar noi atunci am investit, am venit și noi cu o cofinanțare, deci a venit și Romanul cu cofinanțare, au luat un împrumut ca să asigure cofinanțare și spurtătoare de dobânzi, deci ei spun că, și ei știți ce vor să facă? Să spun așa, doar de aici pleacă ticăloșia, că știți, în viață e la fel de grav, adică urmările sunt același și după prost și după ticălos. Dar ei vin cu următoarea chestie, domnule, dacă vă desprindiți dumneavoastră, plătiți tot ce înseamnă cofinanțările, dobânzile pe județul Neamț, că puneți proiectul în situația de a nu se încheia în anul 2023, când ar fi recepția finală. Nu mai până 2023. Da, dar problema e alta, că la sfârșitul acestui an se semnează nou POIM. Iar dacă se semnează nou POIM în condițiile actuale, ne mai leagă 10 ani. Povestea este că noi trebuie să vedem, să alegem. Ei au prins într-adevăr în actualul POIM și o investiție acolo la puțuri, dar degeaba ce a spus, sunt de acord cu domnul ministru Lazar, degeaba fac acolo dacă nu umblă la rețele. Și eu v-am spus ceva, e vorba, atenție, și de perderi, dar este vorba și de consumatori pe care i-au conectat la conducta. Deci la Roma venea pe conducta asta atâta apă, tot atâta vine și acum. Dar dacă de aici ai conectat mai mulți, evident, nu mai vine aceeași cantitate de apă în Roman. Și cu aceeași presiune. Și cu aceeași presiune. Iar ei nu au făcut o informare către primăria municipiului Roman pe acest lucru. Mulțumim frumos, mergem la Piatra. Mulțumim frumos. Deci mergem la Piatra.